Închiderea portului din Odessa creează mari probleme la granița României cu Ucraina. O coadă de tiruri de 17 km așteaptă să intre în țară prin Vama Siret. Șoferii se plâng că nu este personal destul la frontieră, iar unii se tem că nu vor ajunge acasă la timp pentru Paște. Cu toate detaliile vine chiar acum colegul meu Cristian Cosmaciuc. Cristi, bună ziua! Care este cauza problemei? Bun găsit! Sunt doi factori care au dus la crearea acestei situații în Vama Siret. În primul rând, totul pornește de la închiderea portului ucrainean Odessa, asta după ce orașul a început să fie bombardat. Mărfurile care trebuiau să ajungă în România pe mare sunt acum transportate pe cale feroviară și rutieră. Astfel, o mulțime de tiruri au început să se îndrepte către România, iar principalul punct de intrare în țară este cel de la Siret. O a doua problemă recunoscută chiar și de autorități este lipsa de personal de la punctul de trecere pentru camioane. Prefectul județului a menționat că cele mai mari carențe la nivel de personal sunt pe parte fitosanitară. El a dat totuși asigurări că echipele de lucru de la graniță vor fi suplimentate. Asta mai ales pentru că traficul de tiruri de la Siret nu doar că se va menține la acest ritm, ba chiar va crește în perioada următoare. Unii șoferi care încă se află pe partea ucraineană spun că au fost și intervale chiar de 12 ore în care nu s-au mișcat de pe loc, ba chiar îi acuză pe vameși că în unele momente nu aveau nicio mașină în lucru. Dacă sâmbătă coada de camioane de la intrare în țară era de 10 km, ieri aceasta ajunsese la 17 km.